planul secret al lui Klaus Iohannis, de ce l-ar fi chemat pe Viorica Dencil, subliniere Ilia Olguca Vasilescu la Cotroceni. Presubliniere dintele Klaus Iohannis le-a chemat astăzi la Palatul Cotroceni pe Viorica Dencil, subliniere Ilia Olguca Vasilescu. După întâlnire, administrația prezidențială a criticat la scen deschis măsurile guvernului, iar de aici s-a stârnit un adevărat scandal. Cei din PSD acuz faptul că Iohannis ar fi avut un plan secret în această întâlnire. Ar fi vrut să mascheze scandalul de secretizării protocolului se.re.parchet cu un alt scandal. Mai mult, acest subliniere a acuz faptul că administrația prezidențială ar fi dat drumul comunicatului de presă înainte ca întâlnirea să se finalizeze. La puțin timp, Dencila e, subliniere IT, subliniere i l-a suat pe Iohannis să desecretizeze discuțiile. Chiar dacă nu a spus-o, Dencil l-a acuzat de minciuni pe Iohannis. Codrin Tefnescu de la PSD e, subliniere IT, subliniere el la atac, subliniere i l-a făcut praf pe subliniere F-ul statului în direct la România TV. A fost o manevră lipsită de onestitate. Cele două doamne au fost să explice. Totul s-a făcut într-un singur scop. Să se abat discuția de la subiectul zilei, de secretizarea protocoalelor. El a trimis comunicatul imediat. Nici nu se terminaser discuțiile, a acuzat Tefnescu.